Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. E cel mai modificat din Europa, garantat, dacă nu din lume. Și încearcă asta, eu sincer n-am mai văzut. Deci vă dați seama că asta e mașina perfectă pentru un tătic, adică să ai doi copii în spate, fiecare da, cu căștile. Dar fetele bang își pun căștile, stau în spate, se uită, n-au treabă. Aici în spate deja iarăși, nebunie totală. Vedeți că la mine în parcare acolo știți că de vecinul am camere, am și motocicleta, e ok, nu vă sfătuiți. Care și alarmă de la Pandora, da, să știm. Mamă, ce mișto se vede, ești nebun la cap. Asta este un EBT Evo cu touchscreen de Peugeot din 2020, inclusiv cu CarPlay, da, original, nu China, nu ne s-a jucăm. S-a terminat șmecheria. Puteți să vedeți că mașina are 5 butoane. Vrei să-mi iau un BMW în seria 5? Da, frate, în seria 5. Ce mai muncesc că meu? Care ziceți că aveți consum de 8% în oraș? Bă, nu știu, mințiți mult rău de tot, eu nu vă cred. Are 13. Apropo, băieți, 5 butoane nu înseamnă că ai distronic la mașină, omule. Distronic înseamnă să ai săgeată sus, săgeată jos, pe volan. Ăla e distronic. Nu aveți distronic neapărat dacă aveți 5 butoane, ca să știe toată lumea. Salutare, m-am găsit și m-am găsit la un nou vlog. Astăzi avem cel mai retrofitat seria 5 F10, o mașină care, credeți-mă, are niște dotări. Mi-a spus proprietarul câteva dintre ele, dar n-am ajuns încă la final. Astăzi vom prezenta mașina aceasta care, după părerea mea, arată bine, se aude bine, are dotări foarte, foarte bune. Vine aici Alex lângă noi. Îl invit pe Alex Rap, nu? Da. Cum te știu la pe tine pe Instagram? Tot așa, Alex Rap, știu da? Că nu prea. O să pun eu aici, o să pun o bandă. Pui tu, exact. Dau link. Băi, fraților, mașina asta de astăzi ar părea la prima vedere un F10. Bine, un F10 cu destul de multe dotări, pentru că avem 5 butoane la interior, avem faruri LED, culoare nebună, jante concave. Suspensie adaptivă. Suspensie adaptivă și vreau să te întreb pe tine. Frâne de 4000 diesel. Frâne de 4000 diesel, vedeți retrofit peste retrofit și nici măcar n-am ajuns la importante. Spune puțin pentru prima dată ce mașină este, F10 din ce an? F10, baba mea, 2011. Ani, nefele. Okay. Dar tot ce este pe ea este 2015, 2016, inclusiv 2020. Mamă, deci farurile astea LED de pe seria 5 ăsta schimbă total mașina. Deci când vezi un F10 cu Xenon, nu e, frate. Ea avea din fabrică Big Xenon adaptiv, cu cornering. Dar nu tot... era chiar pentru anul ăla, era ceva, era ceva, știi? Da. Na. Eu vreau să luăm pare să vină mai aproape de mine și vreau să începem cu retrofiturile din bară în bară. Doamne, ce prost merg vânzările astea. Nu se mai poate. Și ce tot face? De o săptămână tot umblă la degetelele alea. Nu, nu ne merg vânzările și tot se minunează de degete. Au crezut că mă faghi pe mine, dar cu crema asta nu o să meargă kilometri înapoi ca unși. Cerpo, poate ne duc 20 de creme. Niciuna nu funcționează. Car verticalul are reducere 20%, intrăm în faliment 100%. Șeful, ce dacă eu zic că nu mai vine nimic, mă duc și eu la car vertical. Păi, ce noi nebunit? Vino să te un puțin și pe tine pe degete, să vezi cum merge după aceea. Car vertical este aplicația unde îți poți verifica kilometrii mașinii și daunele ascunse pe care niciun samsar nu ți le ascunde. Verifică-ți mașina cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul merită. Hai să vedem partea fatală. În bar. Începem cu, hai să zic de asta, eu sunt cel mai mândru. Nu știu dacă se vede, sunt carbon, da? Capace de carbon, embleme de carbon, volan, tot cu... Mă refer la exterior, da, știi? Da. Codiță carbon, eleron carbon, difuzor carbon, totul carbon. Carbon, carbon fiber, prezentă tot. Carbon fiber. Bun. Așa, începem night vision-ul, ca aici să începem cu... N-a avut de fabrică mașina night vision. Nu de tine. Și ca să faci asta, trebuie să schimbi inclusiv numai clapete active, grile active. Grile active. Când okay. ai night vision, nu le mai poți avea, trebuie schimbat totul. Oricum e schimbat intercooler, Wagner, dublu și radiatoarele. Eu când umblu odată, adică umblu, eu caroseria mai am să schimb. Eu am schimbat totul la mașină. La modul cel mai serios, am schimbat tot. Rămâneți până la final că o să-ți las o poză cum arăta mașina când am cumpărat-o. Chiar dacă poți să o pui și pe urmă. Și voi să rămâneți până la final că o să pun întrebarea aia, câți bani a băgat în ea, nu spui acum. Nu, dar nu vreau să intru. Estimativ, estimativ. Să uite nevastă.
Glumesc, n-are treabă. Bun, pachetul M l-a avut așa de fabrică? N-a avut. Ia ca și motorizare, ce motorizare este? 2 litri. Jură-te că e 2 litri. Băi, mai fi păcălit că are o evacuare, o să vedeți, cu, cu box active. Toată lumea crede când vede mașina, wow, ce motor ai, 5.000, 4.000? Nu, băi. E 2 litri, dacă vreți voi, cumpărați-vă 3 litri. Sau 4.0. Sau 4.0, mie nu-mi trebuie. E ok. E pentru mine suficient. Așa, night vision-ul, okay. Farurile LED adaptiv, cornering, etc. Sunt full LED adaptive. Îmi place cum e UI style-ul. Vezi mai acolo și acum e chestia aia galbenă, deci e foarte subtilă. Da, da. Treaba asta. Și chestia asta, pe mine chestia asta dinăuntru, da, cu rombul, fagurile, da, astea. Da, fagurile ăla mi se pare ceva incredibil. Sunt și băieții cu alea de China, dar sunt niște diferențe. Nu au, nu sunt, nu merge cornering-ul, sunt mai multe chestii. O să vedem niște chestii de China, pentru că două chestii de China la interior. Pe mine m-a păcălit, dar sunt originale, dar nu e problemă. Hai să mergem pe lateral, să vedem jantele alea. Mai și Distronic, da. Distronic nu a avut Distronic. Distronic Plus pleacă după mașina din față, frânează după mașina din față, accelerează după mașina din față, mașina de și fabrică... proiectoare LED, bineînțeles că așa vine la facelift. Mașina de fabrică câte butoane a avut? Niciunul. Niciunul și are 5 acum și o să vedeți, da, că are multe chestii în plus. Inclusiv semnalele, să terminăm cu exteriorul. Ia să vedem. Semnale dinamice pe astea, inclusiv l-am lăsat pe alea pe aripi. La facelift nu ai semnale pe aripi, ai în ornamente, dar mie mi-a plăcut mult ideea de dinamic. Top. Eu sunt cu dinamicul... E BMW-ul cu 3 semnalizări pe față. Deci, da. Când dai semnal să se vadă, frate. Când eu folosesc semnalul, nu e murdară, maleta, e super curată, e tocită, știi? Spune despre jante aici, ce avem pe partea de jante. Noi avem niște MB Design, KV1, primul model. Nu sunt, adică sunt acceptabile din punctul meu de vedere, 550 de euro bucata nouă. Pentru așa ceva, adică băieții ce am pe față, eu de obicei îi pun pe spate, ca și J și ca și ET, ți-am zis. Adică e un 9,5J cu ET15, dacă nu mă înșel. Așa am luat și noi, urmează vouă cu jantele noastre la E38. Și am luat și-o la fel cu spițe puține și aerisite, pentru că în momentul când ai frâne mișto și Tu ai frâne mișto. Eu am pus, eu inițial aveam frânele de 2 litri, dar am pus frânele de 4 litri, că nu se putea. Etrierii servisați, vopsiți, etc. cum Mamă, și trebuie. Și cât ai etrierul, frate, deci bun, arată într-un mare, mare fel. Pe lateral văd că ai și camerele astea 36. Da, păi are, ea din fabrică, n-a avut niciun buton, dar butoanele nu au treabă cu asta, dar a avut 360 scaune electrice cu memorii, plafonul negru cu trap. Asta a avut basic. Ia. Hai să vedem ce e aici pe lateral. Văd că ai niște... Da. Ce e mai... Diaz de las Muertes. Diaz de las Muertes. Da, și cu niște... Sunt, în general, chestii... Da, sunt în relief, nu? Dar sunt fete puțin. Și da. Foarte tare. Sunt... Cum sunt sărbătoarea morților de la spanioli. Știi că au chestiile alea la ochi, făcute machiajele alea. O dată am fost în Spania. Sincer, după o dată după ce am fost în Spania, m-aș muta în Spania. Adică mi se pare țara aia genială. Avem pragurile astea care sunt de M. Da, tot pachetul este de M. Este pachet, nu este original, este aftermarket. Ok. Dacă eu am colantat mașina, nu-mi convenea să iau pachetul și să... Dar nu are soft close, înțelegi aici. Are și soft close. Și are și mânere cu iluminare keyless ambientală. Și keyless entry. Și keyless go? Da, keyless entry. E keyless go și keyless entry, automat. Bun, hai să mergem pe partea din spate. Jantele astea care tu altfel sunt super concave și pic așa. Puțin ești în afară dacă uiți la ele. Da. Deci tu nu poți să lași mașina foarte, foarte jos. Nu vreau să las mașina pentru că are suspensie adaptivă. Pe mine asta m-a interesat. Da, eu merg pe Comfort Plus, numai Comfort Plus. Pentru că o să vedeți că la interior mașina asta poate arată sportiv la exterior. Chiar arată sportiv la exterior. Cu aleronul ăsta care e carbon. Carbon. Totul carbon peste tot. Dar la interior este super confortabil. Dar Madi, și ce vreau să auzim? Să lase oamenii în comentarii, dă-i puțin drumul la mașina asta. Pornește-o puțin. Și vreau să vedeți voi aici un cold start de 2.0 diesel. Să dai cold start-ul ăla periculos. Așa e normal, da? Pornit. Asta e normal, da? Bun, hai și cu ăla. Și acum. Oh, nebună! Și atrează puțin. Și mașina e cu DPF activ. Bineînțeles. Ok. Stai două secunde. Tu mi-ai spus mie că ai codat treaba asta. Tu ai codat evacuarea. Acum vedeți și puțin interior. O să ajungem și la interior. Pe modul de condus. Deci Eco Pro. Eco Pro, ok. Doar după 2000 de ture se aude. Ok.
Nu se aude. Când ai pe confort, ai așa ceva. Ok. Și când ai, când pe, sport ai plus? Pe sport plus, ai sunetul mai gros. Vezi că vibrează puțin pământul. Spune-mi sistemul de evacuare. Ce sistem este? Este cu FATEC. Este tot un fel de Maxhaust, dar foarte, nu știu dacă Maxhaust are atât de să ți-l customizezi tu, știi, să-l sincronizezi cu modurile de condus. Pe orice mod de condus tu poți să ți-l pui să se audă după 3000 de ture, poți să-l pui să nu se audă deloc, poți să-ți downloadezi sunete, poți să te conectezi cu laptopul și Kleinenzagen OLX-ul de la nemți. Găsiți acolo tot ce vrei și la tot ce vreți. Mi-a spus mie jumătate de preț, nu vă spun vouă acum, dar e bun prețul. E ok, e acceptabil. Hai să intrăm și la interior. Intră tu tărăt frumos în dreapta, că vreau să stau aici puțin la interior și puteți să vedeți că mașina are 5 butoane. Are carbon din ăsta peste tot cu inserție MOV. Arată genial, nu știu cine a făcut treaba asta, dar arată... Tu ai făcut? Eu am cumpărat materialul, se numește skinning carbon, este carbon din afară. Ok. Și volanul tot făcut în afară, custom, hai, totul custom. Bă, băiatul, dacă mă arată carbonul ăsta, este fenomenal. Avem 5 butoane, avem lane assist, mă rog, tot lane felul. Assist, lane departure, front turning collision, night vision, night și vision head și head-up display color, bineînțeles. Dom'le, e full. E full cu trapă. Băi, nu e full, mai sunt două opțiuni. Nu care? Zice că full, că oamenii, băi, ăștia care are știți, ventilație. Nu fiți, ăștia care știți, nu fiți răi, știu, nu mai vreau să stau să pun. Sistem audio. Are Harman Kardon. N-are Bang & Olufsen. Păi nu vreau, l-am avut, l-am vândut. Nu-mi trebuie, eu știu ce am, ce, ce okay. E ok, eu știu eu. Dar dacă vreți voi, luați-vă voi. Mie nu-mi trebuie, eu știu. Știți că fac retrofit-uri, sunați-vă pentru Harman, pentru asta, știți-vă. Ce lipsește mașinii? Climă pe 4 zone. Ok, pe spate. Și bancheta spate și stâlpi. Și bancheta încălzită și... Vă dau vouă dacă vreți vreodată să cumpărați mașina. Nu știu, mă mai gândesc, nu prea de vânzare, dar... Cine știe? Vă dau perdeluța electrică, vă puneți voi, că eu am pus folie, n-am mai avut răbdare, vă dau perdeluța să o puneți, am două seturi. Bun, hai să vorbim despre dotările pe care le văd eu aici. Avem scaunele de seria 7 cu denumărate reglaje și mai văd eu aici că avem... Celălalt buton, ultimul. Două ultimul. Memorii plus ăla, L2-ul ăsta, ăla, care dai modifică... de la tine din comenzi și modifică mie scaunul. Pe partea... Cum îți bagi joc de pasager? Deci... deci ăsta nu mi-ar trebui și butonul ăsta în șeptar pe pur. Să pun mai așa, Madi, gata, la culcare. Poți să pui și tu, dacă nu mă știu, dacă ai scaune cu memorie. Păi am pe șeptar. Da, putem să facem. Da? Uite, o să ținem legătura să facem lucrul ăsta. Sistem audio am spus și îmi plac foarte mult ambientalele astea. Ambientale. Astea sunt extra. Nu știu dacă vedeți, asta este un BMW cu apucături de Mercedes. Da, știu, asta este, inclusiv ambientale, sunt 64 de culori, waterflow, da? Wow, și poți să-l setezi și... aici? Fii atent, ce m-a rupt pe mine cel mai mult, avem așa. Jură-te! Mamă, ce mișto se vede, ești nebun la cap! Hai să le schimbăm de aici, au 64 de culori, sunt pe diferite nuanțe, diferite ori. Putem să intrăm, bineînțeles, că ăsta este un EBT Evo cu touchscreen de Peugeot din 2020, inclusiv cu CarPlay, da? Original, nu China, nu ne jucăm. S-a terminat și mecheria. Da? Grafica o avem pentru camerele din față, așa, pentru 360, sunt deschise ușile, da? O să vă arătăm mai încolo, ca idee. Inclusiv când ai pe sport, boxa. Vine mașina, îți arată pe ce mod de condus ești și tot așa. Așa și ziceam de luminile ambientale, putem să le schimbăm inclusiv din navigație, unde era, stai așa că nu mai știu, iDrive, Vehicle Settings, Lights, avem aici Lights, Interior Lighting și intri pe ce culoare vrei și schimbi culoarea și dai luminozitatea cum bă, vrei. Bă, băiatule, bă, da, e lucrat la nivel de artă pe bune toată treaba așa asta. Așa să dăm. Și ce îmi place mie foarte mult, văd că ai și pachet de ceramică. Da, ceramic tot făcut, adică tot, tot așa. Schimbător, butoanele da, la climă. Butoane, buton, climă. Avem ventilație, tot. Avem bordul digital, volanul de padelele tot la fel. Încălzire în volan, că eu sunt bolnav cu încălzirea în volan. Chiar o folosesc, când apeși pe el, ți apare steering wheel activated. Băi, codat totul să fie cum trebuie. Da, totul este fabrică. Totul este fabrică. Păi, ești nebun la cam, mi se pare fenomenal. Ziceam de emblemele de carbon, cum sunt toate, sunt set. Mă mândresc cu ele că voi sunt scumpe, adică trebuie să zic de emblemele de carbon. Ai garaj la ea? Pe mine,
A? Ai garaj de aia? Băi, e daily car. Băi, asta trebuie să înțelegeți. O vedeți mai murdară, uzată sau ceva. Este mașină pe care eu o utilizez în fiecare zi. Nu, și arată să, așa. Te întrebam să nu spune emblemele alea valoroase de pe capăt. Nu, că am, bă, vedeți că la mine în parcare acolo știți că e vecinul, am camere, am și motocicleta, e ok, nu vă sfătuiesc. Care și alarmă de la Pandora, da? Să știm, pe aplicație, pe telefon, nu vă sfătuiesc. Băi, dacă vă riscați, treaba voastră. Treaba voastră, da. Hai să vedem și în spate cum arată, pentru că nu se termină dotările aici, deoarece în spate... Stai, soft close. Așa, frumos. Aici în spate deja, iarăși, nebunie totală. Hai să intrăm și aici în spate. Am atins cu piciorul în ecranul, scuze. N-are nimic, n-are nimic, okay. Nu? E ok, sunt ecranele, după cum ți-am zis, sunt puse de... Vezi că are butonul pe lateral, dacă vrei să dai drumul. Ok. Are un buton mai mare undeva și... Da, ecranele astea ai spus că nu sunt originale. Eu am deci, de ecranele astea sunt niște ecrane pe care eu le-am căutat, cum fac de obicei pentru mașina asta, luni de zile. Mm-hmm. Sunt niște ecrane dedicate OM look 100%. Inclusiv am făcut meniul ca la NBT să arate 100%, dar ele au touchscreen. Intri pe apps, da? Te duci la YouTube, Netflix, ce vrei tu. Stai așa să ne conectăm și la internet. Cum l-ai făcut fără să aibă interfața asta? M-a luat vreo... Nu știu, două zile să iau interfața aia, există ceva, eu am vrut chiar ca aceea, dar este foarte greu cu aceea. Deci fii să zice că ea e o tabletă cu Android, că e, mă rog, chestie chinezească, dar pur și simplu arată ca ceva super OM. Și da, acum YouTube. Este 100% OM, acum dai drumul la YouTube. Stai două secunde că vreau să bag, merită toți banii aici frumos pe 5-arul ăsta, zic, așteptar, stai să-l scoatem de aici. Frumos? Bă, dar e super și mecher, frate, să ai așa ceva. Merge. Bă, ești nebun la căștile cap. Căștile pe mine m-au rupt că iau. Au și lumini RGB. Da. Deci voi dați seama că asta e mașina perfectă pentru un tătic, adică să ai doi copii în spate, fiecare da, cu căștile. Da, fetele, bang, își pun căștile, stau în spate, se uită, n-au treabă. Mamă, mi se pare genial, deci ești un tătic exemplar, pe bune. Îți ziceam că n-am putut până nu... Să, până nu vin, da? Nu am putut să mă abțin, nu știu dacă l-ai văzut, am schimbat da. Centurile. Că nu. Da, eu zic să mergem puțin și la test drive cu mașina asta, pentru că, fraților, e prea bine mașina asta pe partea de dotări. Și vreau să luăm și întrebările voastre, pentru că a lăsat foarte, foarte multe întrebări pentru această mașină. Dăm un test drive, voi trebuie să dați un share neapărat, pentru că cincearca asta, eu sincer, n-am mai văzut. Dacă ați văzut voi, lăsați-mi și mie în comentarii să-l văd și eu. Fraților, și update de situație, haideți să vedem și portbagajul ăla nebun. Ce, domne, i-a dat un picior sub bară, s-a deschis portbagajul. Jură-te că se închide. Asta cred că pe seria 7 a fost totul asta, nu? Și pe 5. Și pe 5? Da. Mamă, mi se pare genial să ai toate lucrurile astea. Gata, m-a fost înălucat și noi în cinciarul ăsta cu dotări de seria 9, după părerea mea. Și cu apucături de Mercedes. Pe bune. Hai să luăm întrebările în timp ce noi mergem cu mașina. Am primit cadou, e Maggie pe aici. Să iei tu întrebările în timp ce noi mergem cu mașina. Ia ține-te puțin asta. Schimbăm LED-urile, chiar deja, se schimbă LED-urile. E cu coduri. Și bagă codurile pe GTA. Mamă, ce era ăla? Hesoyam. Hesoyam, da. Exact me. Mai erau, da, da, sunt bornat cu GTA-ul. Uleleu, ce frige ăsta, mâncați ești. Închide-l dacă vrei. Eu sunt, mie îmi place, mie m-au înghețat mâinile și cred că și lumea de ea înghețat. Asta e OM, așa? Nu, OM-ul se, e mult mai încet, nu prea simți. Eu... Frige mâna pe el. Poți să-l închizi. Da, asta așa că... Mie, tu nu ești obișnuit, probabil, eu sunt obișnuit. Stai de ce 10 și nu altceva? Păi, cum ziceam, prima mașină a fost E46, am avut E46 cu 15 ani, 1.9 benzină, primul E46, formă al doilea tot un E46 3.5 benzină, formă un Audi, formă un Mercedes CLK, formă mai multe de-astea. Nu. Am ajuns la F10 și nu... Mi-aș lua altă mașină decât ce ziceam că mi-aș lua un G. Stai că am pornit evacuarea puțin. Dacă vrei, o opresc. Lasă așa pornită. Da? Păi la naiba, adică avem că... boxe. Așa. Și nu mi-aș lua altceva, nici acum mi-e frică să-mi iau G, pentru că confortul din asta, și o să simți și se simte, ai jante pe 20, da? Confort plus. O să iei niște gropi, o să iei niște canale și o să îmi spui și mie... A avut fratele meu tot dacă din asta cu acea suspensie. Adică... Dar cu jante pe 17. Nu, deci jantele mele de iarnă pe 19 sunt mai non-confort decât astea. Nici astea nu sunt ramflet, nici alea. Nu suport ramfleturile. Cauciucuri normale. Și astea sunt mai confortabile decât celelalte. Chiar e confortabile, da.
O să simți așa la drum pe urmă. Următoarea întrebare care este? Cel mai modificat din sat. Și râde. Baghera? Baghera? Baghera, Baghera? Unde e Baghera? Da, Baghera, da. Da. Te cunoaște? Nu mă cunoaște, dar i-am văzut, îmi place mașina și îmi place stilul, dar nu știu dacă știe și despre ce e vorba, nu cred că o să vadă probabil despre ce e vorba. E cel mai modificat din Europa, garantat, dacă nu, din lume, crede-mă. Adică să faci la o mașină retrofit la 5 butoane și, apropo băieți, 5 butoane nu înseamnă că ai distronic la mașină, omule. Distronic înseamnă să ai săgeată sus, săgeată jos, pe volan. Ăla e distronic. Nu aveți distronic neapărat dacă aveți 5 butoane, ca să știe toată lumea. Ce bine că n-am 5 butoane la mașină, că parcă deci, toată mai era bătaie. Am făcut, nu, dar toată lumea zice, mamă, dacă nu, frate, poți să ai, au legătură cu front-on in collision, cu line assist, cu, adică se sincronizează cumva, dar nu înseamnă obligatoriu că ai și asta. Bun, ce zici de o Dacia 2019 modificată? Voi să știți că am rămas surprins rău de tot, a venit un bolt să mă ia. Că eu mai las mașina la băieți la service acolo, fac reclamă? Dacă zic, la băieți, pe veselie, la băieții mei, la George, la dedicat service BMW, da? Îi găsiți acolo. Și am chemat un bolt. Bă, băieți, când a venit cu un Logan, cu cutia automată, cu keyless entry, cu keyless go, nu mai da ce. Cu... distronic? Nu e distronic, doar pentru pietoni. Măi, avea distronic. Știu, are pătatul la jos, dar doar frânează la pietoni. Nu are distronic. Avea să setezi distronic din volan. Nu, e limita de viteză. La Dacia e limita de viteză. Nu știu, pe mine oricum a lăsat ce opțiune avea, zic, cu keyless entry, cu zic, băi, ăsta nu mai e Logan deja. Navigație e cu altceva. E schimbat vibroclămul bestematul de N57. După cum vă spuneam, cumpărați voi, eu am N47, nu-mi trebuie, nu mă, așa. De ce jante cu haur? Băi, jante cu haur nu prea sunt de haur, sunt mai mult, am vrut ceva spre bronz ca să se îmbine cu etrierii și cu culoarea mașinii. Și chiar e, cum spuneai și tu mie, că acum îți place cum se vede cel mai mult culoarea asta? Da, exact, când e întunecat afară se vede bronzul mai mult în evidență decât mov. Are soft lavericul, bă, n-are lavericul. Nu știu dacă ai văzut, ți arată mereu în ce treaptă ești, indiferent dacă ești pe sport sau nu. Da? Trebuie să facem aici o românească. Mă, vibrează fo. Și... Fo, era și cineva volanul. Eu mort, probabil. Era băiat. Da, da, da. Vibrează și volanul când tai banda. Și când tai banda și când e cineva în unghiul mort. Deci funcționează, nu știu, 5 butoane. A, nu, deci totul pe mașină este pe verde, să ne înțelegem. Totul este funcțional, totul este ca de fabrică. Okay. Are soft lavericul. Nu, nu are soft lavericul. Are un soft custom, nu forțat, un soft. Am vrut doar să răspundă la accelerație. Băi, știi când o calci? Asta vreau să spun, că se simte mai, că pleacă mai ușor de pe loc de față de un 2.0. Că am avut și eu 2.0 și treptele ți le arată pentru că are soft inclusiv la cutie. Deci parcă nu știți că e 2.0, 2.0 la normal, ți se așa, mai forțat așa, da, da. Și vezi că ești în drive normal, că dacă o dai în sport plus, da, dacă ai dat sport plus, o să simți că pleacă cu totul altfel. Bă, dar chiar am simțit așa și mă gândeam, cu totul altfel. Parcă nu se simte așa 2.0. RPY Performance, e băiatul care au și dyno la Cluj, prietenul meu din București, vă poate ajuta, vă face și dyno și costul pentru un soft custom la el mi se pare foarte accesibil. M-am unice dotare pe care mi-aș pune și eu mâine, e vreau ăsta în Cluj. Ziceai, mă, că frige, nu mai frige? E lux. Eu nu mă pot lipsi. Eu oricum mingheață mâinile, sunt friguros de fel, de-aia mi-au două șube pe mine. Da. Cât au costat toate modificările? Spune, frate, băi, estimativ. Sunteți curioși? Păi nu vă zic atât. E verde. Jantele sunt 550 de euro o bucată. Da? Puteți să le căutați. MB, KV1, MB Design. Bă, manda, asta nu merge ca un 2.0. Sigur e 2.0, nu m-am uitat sub capotă. Ți-a luat talonul? Da, 2.0 e, 184 la bază. Are, cred că 204 cai sau ceva de genul acum, 210, ceva, se nu simte știu. Simte foarte agil. Exact asta am vrut. Eu n-am vrut soft de să aibă mulți cai. Vreau să o simt fâșneață când ai nevoie, ai băgat un pic piciorul, te-ai băgat. Cât au costat toate modificările? Băi, hai să vă zic atât. Deci 550 de euro o jantă nouă și farurile am dat pe ele 3.000 de euro. Hai să vă zic de jante și de faruri și restul. Cât a fost mașina aia? Cât am dat eu pe ea cu 5 ani? 13.500 de euro. Ai băgat mai mult decât mașina? Hai să zicem cât mașina. Hai să mă limitez la asta. Bun. Zic mai bine așa decât să... Și tu că ai făcut multă manoperă.
Da, măi, ca să ajungeți să faceți așa ceva, vă duce, adică eu pentru un retrofit de navigație NBT vă cu touchscreen, vă fac cu 1400 de euro, așa ceva. E cu navigația în plus în bani sau trebuie da, cu tot, nu, tot, 1400 de euro. Nu-i rău. Ceasurile sunt 1000 de euro, volanul 1500 ceva pe acolo. Oh, eu plecat puțin. Scaunele cu ventilație, le-am căutat 3 ani, pentru că mașina n-avea cu ventilație. Și să spunem oamenilor că interiorul ăsta nu e beige, cum este. Da, interiorul mie. Este Oyster, nu este beige, este un interior individual Oyster. Așa a venit mașina din fabrică, doar că avea scaune cu memorii, n-avea scaunele cu ventilație. Bă, dar ce frumos poate să meargă mașina asta, frate, deci, pe bune jur, cu suspensie. Uite, ai simțit? Când așa e, adică pentru 20 e Sport ană, Plus, e pe Sport, și Sport Plus. Plus acum. Da, nu. Adică e rigidă. Și e diferență, la asta electromagnetică, mi se pare sincer, nu prea mai văd rostul pernelor de aer, adică la așteptat știi că-s cu perne de aer. Da, dar mie nu se pare diferență mare între asta și alea. Măi, nu prea am mers atât de mult cu una de aia ca să fac, de-aia mi-e și frică, știi, eu dacă vând mașina asta vreau să-mi iau țeans, un X5 din 2020. No, o să fie mai rigid. Și de asta mi-e frică și de asta tind să rămân, asta inclusiv G-urile nu au același confort ca asta. Mașina G, mă refer la seria 5 sau seria 7, seria 7 e ca ăsta G-ul. Da, știu. Dar seria 5.1. Știi ce mi se pare mie? Uite, E39 a fost o mașină confortabilă, E60 a fost o mașină rigidă. Da. După aia F-urile nu au fost confortabile, G-urile din nou, parcă le fac una și una, așa mi se pare. Da. Păi exact, edițiile cum au fost E-urile, E39 și E60, așa sunt F10-le și G-urile ce au ieșit. Bun. De unde ai luat ambientalele? Băi, BMW ambientale... Să mulțumesc că îți fac reclamă, BMW ambientale pe Facebook, îl găsiți 100 de euro la mine, 100 de euro. Îl găsiți pe băiat la Lehliu, mi-a făcut la mai multe mașini și pe pagina lui o să vedeți sute, poate mii, nu știu dacă exagerez. Facem ambientare la E38, m-am gândit acum mai bine. Ah, bravo, da, îți bine, vezi că... Lași numărul de telefon, da? Da, nu cu car vertical, nu cu alea, nu discount, da, faci pe gratis că o să îți vină mulți valori. Deci ai ales F10. Am mai răspuns la asta, merită toți banii. Chiar merită, cu jur. Ce preț l-ai vinde? Dificilă întrebare. Nu știu, undeva, cred că pe 25.000 de euro cu jantele și de iarnă cadou. Jură-te, cred că, 25.000 de euro. Cred că. Stai că eu am dat seama, a venit să-mi cumpere motocicleta și ce crezi că am zis? Băi, îmi pare rău, sunt prea pe mine, nu mai vând. Am chestii de astea, adică nu... Sincer să fiu, eu sunt cel mai mare hater F10, pentru că mi se pare că F10-le e pe toate străzile, dar mașina asta mi se pare... Bă, depinde cum mașina asta e făcută pentru mine, pe sufletul meu. Adică ai scos-o puțin din costumul ăla, știi? Mi se pare că F10-le e costumul ăla de corporatist, toată lumea are F10, că ai bani, sau că n-ai bani, F10. Da, când ai bani, majoritatea așa, băi, fraților, nu vă mai luați mașină pe care nu vă puteți permite. Ai 10.000 de euro, nu ți-ai o mașină de 10.000, ți-ai o mașină de... Nu, zi 8.000, bă, mai e 2.000 deoparte, că poate îți pică motorul, poate, nu știu, sunt niște investiții foarte mari și costuri foarte mari la o mașină de genul ăsta, chiar dacă e veche, știi? Da. Ce motor are? 2 litri 184. De ce fuge lumea de 30 de pe F10? Pentru că majoritatea, părerea mea, nu întrețin mașinile corespunzător și la un 3 litri nu schimbi uleiul la 10.000, eu îmi permit să-l schimb la 10.000, știu, băi, aș sfătui chiar la 6-7. Eu așa îi sfătuiesc să-și iau o mașină mai ieftină și de ce fuge lumea, pentru că sunt neîntreținute din punctul meu de vedere. Sunt și pică, hai pică, să vă spun eu. Da, și asta. Dar să știi că, uite, mulți, eu, voi și acum, o arpa aia bătrânește, am pornit mașina, dacă nu, câteodată se supără nevastă mea pe mine că stau, lasă-mă un pic să urce uleiul acolo unde vreau eu să urce și să se încălzească un pic. Îmi pornesc mașina și îi dau kick, plec cu ea. Hai să vă spun tipologia de proprietar de 3.0 diesel. Își cumpără 3.0 diesel și cred că și-a cumpărat mare avion și alergă pe toată lumea, știi? Când îți cumperi 2.0 știi ce ți-ai cumpărat, că nu e mașină de alergat. Da, când îți cumperi 3.0, îți dă-ți că trage și duce. Da, și bagi și piciorul în ea, parcă cere. Da, parcă cere, da. Dacă era al meu, nu dădeam pe un G30. Păi, exact, asta zic și eu. Cât a fost colantarea și jantele pentru F01? Boi, am F10, n-am F01, dar colantarea, eu voiam E46-le să-l fac așa când aveam E46, parțial e făcută de mine, materialele sunt cumpărate de mine, grafica e făcută de mine pe afară, te costă, nu știu, cred că acum te costă în jur de 1500-1700 de euro, ceva de genul. Ok.
faci o liniuță cu Opelul meu. Mi-ai spus ceva de parbriz, că e parbriz. Da, parbrizul e schimbat, este atermic, cum zice lumea, heliomat. Fraților, nu există heliomat. Există geamuri ionizate laterale care le poți numi heliomate, că se schimbă la temperatură sau la luminozitate, se închid, se fac negre. Parbrizul nu poate fi heliomat, se numește atermic. Antireflexie. Sunt două parbrize, au între ele o folie. Antireflexie respinge razele ultraviolete, menține temperatura în mașină. Da, e MOV. Și geam, parbriz. Asta. Și geamurile mele la E38 duble, ce sunt? Sunt geamuri duble. Sunt bulletproof. Sunt bulletproof, gen. Geamuri duble și pentru sunet și pentru... Cumva sunt... Astea duble se puneau pe mașini. Băi, sunt ionizate, mi se pare, din ce am văzut. Pe spate, da. Pe față, da. Nu. E, oricum, pe față e posibil să ai, scrie aici, gen cât la sută ai, nu ai, ai o închidere, da. Dar ele nu sunt normale. Costă toate modificările. Am spus, încă o mașină. Băi, încă o mașină, da. Mergem acum cu 20 euro. Da, da. Ce costum are? Păi, palul nevastă mea l-am vândut acum 6, 7, 8 luni sau ceva de genul și... Mai avea de mâncat până la asta. Îi pusese în 4 butoane, camere 360, tot așa. NBT, evocu, touchscreen, chestii de-astea. Ce consum are? Băi, din punctul meu de vedere, un pic mare. Ia care că. Ziceți că aveți consum de 8% în oraș? Băi, nu știu, mințiți mult rău de tot. Eu nu vă cred. Are 13. 13, mă, frate, am jante pe 20. Merg mai... Nu merg eu, nebunește, dar mă bag, știi? Da. Cât să-ți consume, dacă voi vă consumă 8, băi, eu cred că mergeți noaptea sau cu spatele. Sau un ping. Nu, mergi numai marșalier sau mergi noaptea. Nu ai cum să-mi spui mie că în București, că prin semaforul ăsta de 3 ore acum, da. Și tu îmi spui mie că îți consumă mașina aia 8%. Păi nici nouă nu consuma, băi, 8%. Nici declarat n-are ta. Nu consumă 8% în viața ta. A, consumă 8% în extern, băi, în 6. Extern nu 5,5 la 140. Vezi, de aia și cumpără 3000 diesel, că îl consumă la fel. Da. La exterior. Cât oraș? Poartă? Băi, 20 sunt geantele, nu știu ce poartă. Full fără trapă. Bă, eu trapă. Știu că are trapă. Are fibră optică și faruri digitale? Păi fibra au toate pefurile. Are și fibra optică, uite aici frumos. Nu, nu știu, fibra optică de la Harman Kardon. Da, poate, dacă sau... e pe fibra optică, exact. Da. Ce ai putea să-i pui tu? Nu ai pus Starlight. Băi, m-am gândit, dar nu și sunt poți să-i pui și pe trapă din aia. Aia. Aia da, eu sunt bolnav cu aia, dar la asta cu steluțele alea, nu, nu știu, nu am așa o mare... Adică să o faci Mercedes mai... Vezi că, apropo, dacă vrei să facem un mini vlog de noapte, să vezi și night vision-ul, cum face când detectează pietonii, sclipește navigația, etc. Și să vezi cum se văd ambientalele noaptea și cum e mașina. Dai filmare, filmezi tu frumos așa și dai filmare și adăugăm un vlog, da? Acum adăugăm un vlog. Da. Așa. LED-urile sunt din fabrică sau montate de tine? Adică le montate. Nu există din fabrică să se vadă. Din fabrică ai două culori moarte. Sunt, am zis mai sus, pentru... Dacă să te duci să spună pe gratis ambientalele. Spune-mi acum, spune o întrebare, după pe cealaltă. Dacă ar fi acum să rămâi cu două dotări pe care mașina asta le are, restul să ți le ia cineva, care rămâne? Din toate? Din toate? Nu. Cine mi le ia? Nu, dar din toate. Două, păi, două dotări? Păi două să mă lipsesc de la butoane sau două de la toate mașina? Adică să fie cel mai chel 5 ar, dar să rămâi cu două dotări pe care le-ai păstrat. Suspensia? Nu, hai să începe suspensia, nu știu, suspensia și farurile, probabil. Adică, deci, tot ce ține de confort și confort, că și farurile. Băi, luminozitatea, confort. Deci nu vrei să știi, eu când mi-am pus farurile astea, eu am crezut că... Ți-ai pus ochelari, de vedere. E altă, băi, se vedea ziua, vedeam ziua cu farurile, nu prea, nu știu dacă pot să apreciez acum, știi, eu făceam diferență ziua. Vedeam lumină ziua cu farurile astea LED și cu celelalte, chiar dacă era bixez, non-adaptive și cornering, nicio treabă. Da, da, da. Nicio treabă. Cât costă modificările aduse pe mașină pe partea de interior? Băi, e foarte dificil, adică un interior de ăsta îl găsești undeva la peste 1300-1400 de euro. Modelul ăsta cu ventilație și cu încălzire și cu memorii. Ca să-i faci memoriile, ca să-i pui butonul ăsta pentru scaunul din dreapta. Eu am zis doar de cât să plătești pe el. Eu le-am căutat 3 ani, scaunele pe față, deci poți să apreciezi cam cât costă, că e aproape... Vă dați seama ce răbdare poate să aibă unii pasiuni auto 3 ani? Mi-a venit jantele ieri și n-am avut răbdare 2 ore să mă duc să văd cum pică pe mașină. Nu, nu, deci nu e vorba de răbdare, e vorba că e ceva ce nu găsești. Ah, ok. Este foarte, foarte, foarte rar pentru mai găsești pe facelift, pe non-facelift nu. Adică dacă ai și un Logan, că mulți cred că dacă ai, bă, fraților, au ajuns prețurile aproximativ raportul de manoperă la un 2.0 diesel sau la un 6
diesel sau 1.5 ce e la Logan, e aproape, sunt diferențe de câteva sute de lei, adică e infim din punctul meu de vedere. Da, au zis că au probleme cu zigneții și pompa de ulei și toate cele la 3 litri, nu la 2. A, mai există și la 2, dar sunt foarte rare. Cât costă ecranele din tetiere? Băi, au costat mult timp de căutare să găsesc așa ceva, cred că te duc undeva la 4.000 de lei, ceva de genul. Volanul mă omoară pe toți, pe are apucături de Mercedes de asta. Câte kilograme are, domne? Apar, n-am cred că ai îngrămat puțin, sincer, cu toate retrofiturile astea, scaunele mai grele, boxele alea de pe păi evacuare. S-a mai pus acolo 100 ceva de kg, spune 100. Păi nu, scaunele oricum le avea ea, doar că astea au ventilație, au niște deci culări în ele. Okay. Boxa aia ce am pus-o și evacuarea care e făcută custom de la jumate în Y, nu sunt. Păi am pus capacele de carbon, pe asta nu mai scădem acum. Adevărat, da. Capacele de carbon, embleme de carbon, da, totul de carbon. Dar ceva, când mergi la anvelopele? Să nu se audă de la Batman-urile astea. Ce? Nu știu dacă ai auzit. A, păi nu, cred că... A, evacuarea mă, stai că e evacuarea, da. E boxa tătă și nu e... Nu m-am obișnuit cu evacuarea aia de V8, știi? Păi nu compara V8-ul cu baba mea, că, na, ecranele, volanul mă omoară câte kilograme, care e cea mai scumpă modificare? Chiar care e cea mai scumpă? Farurile, de departe. 3.000 de euro. De departe, farurile. 3.000 de euro am plătit pe ele, nu, că nu înțelegeți, aici include, sunt alte canuri, alte chestii să le pui, nu sunt plug and play, trebuie să alte fire trase, alt FRM, alt ZGV compatibil, etc. Zic că vei FRM, zici că sunt jurături. Modurile de la mașină. Știți voi care vă pricepeți cât de cât. De ce N57? N47 nu N57. Cu ce hrănești pone ea? Păi mai bag și eu câte un diesel de la plus, motorină plus câteodată. Ce costuri sunt pentru a întreține un F10 ca acesta? Băi, niște costuri foarte decente, după cum ziceam, ca și la Logan, ca la toate. Cât a costat proiectul, cât mașina. Dacă nu a sărit de mult decât mașina, dar n-are rost. Atât trebuie să știm. Da. Dintre F01, F02, F03, F04 sau F10, părere ca și alegere sau proiect, stimă și... Băi, poți să alegi și F01 și F02. Apropo, F02 nu înseamnă facelift. F02 înseamnă long. Da. Ca să ne înțelegem, că mulți cred că dacă e F02, da, majoritatea sunt facelift-uri, dar nu înseamnă că nu poți avea un long non-facelift. Exact. Oricare dintre ele de pe F01 e, na, ia-ți F02-ul dacă vrei să faci un proiect nemai văzut, că până la urmă e lung, lasă-l pe burtă, ia-i jante agresive și mi se pare să fie altceva. La șeptar, mi se pare că e prea bătrânicios și bine, tot timpul apare prima dată șeptarul, știi? Da. A scoate toată tehnologia, după aceea vine cumva seria 5-ul și parcă... Păi da, dar uite, vezi, ăla e spre lux, e spre... Da, aia e seria 7. Nu știu, mă uit la șeptarul meu, 94, aportul 94 și compar cu E39-le 2002. Da. Să mă bat, mamă, mi se pare mai bine făcut E39-le. De ce? Nu știu, mi se pare mie că e mai... toate lucrurile mai... Se vede că e material mai bun, mai nou, mai... Eu nu, păi da, pe E39 e cum e... E seria 5, nu poți să-l compar cu seria 7 care... Ăla, aceleași opțiuni pe aceleași mașini. Păi ăla te bubuia cu aproape 50%. Păi da, pe vreme. Și pe vremea asta. Ca să simți diferența asta, trebuie să ai un șeptar de la super, super dotat. Adică cu fețe de uși în piele, cu masaj în scaune, cu... Aici a fost vorba și de fiecare când și-a cumpărat-o, cum a customizat-o. Că la BMW nu e ca la VAG. Orice butonaș, mă, orice, pe ăștia nici tweetere ne pun din fabrică. Despre ce vorbim? La BMW nu ai tweetere. La VAG îți bagă și ții un Twitter sau și tu acolo. La ăștia nu ai, frate. Adică plătești orice butonaș, orice lucru, orice grilă, orice aia vrei, aia vrei, astea crom. Păi astea crom sunt alți bani. Astea să ai astea aici, că sunt de alea negre. Adică există varianta fără crom. Adică plătești orice chichiță, orice butonaș, așa e la ei, plătești. Hai, îți ziceam de sunet. Eu sunetul am rămas cu Harman, am avut Bang & Olufsen, l-am trimis la Paris. Adică nu, pentru mine asta este, știu ce am, este top. Nu e că am ridicat, are suspensie adaptivă, confort plus. Nu mă interesează să fie joasă, mă interesează să fie confortabilă. Da. Dă-mă o tămadi, zi-notă. De ce plus, bă, și eu? Voi fi sinceră, azi că nu ți-am luat morțișor nici eu, nici tu. Deci fiam că și eu vreau să dau tot 10. Deci pe bune, nu știu, n-ar lua vreo mașină 10 pe acum? Nu știu, am mai fost, mă. Și fără încălzire aici în spate. A, uite, vezi cum mă face. Fac. Deși eu dacă ar fi să dau o notă, vreau să dau 10, dar acum m-am gândit mai bine, cred că i-aș da un 9,9, pentru că
pare că totuși aș vrea un motor de benzină, pentru că dacă era un 540i sau nu știu ceva, era exact pe gustul meu. Dar nu mă plâniști cu 2.0 ăsta, pentru că e așa de relax, confort, dotări, încălzire în volan, îți frige mâna, îți frige curul, ți-l și îți răcește curul dacă ți-l încălzi prea tare. Deci ce trebuie? Păi fraților, mașina genială, proprietarul și mai genial, dați neapărat un like, un share, un subscribe și noi ne vedem la următoarea mașină. Pa, pa! Ain't gon' lie, I really wish they would like a cabin. I ain't do no front and get my money on the back end. Yesterday's price ain't today, now we taxing. Way out the fear, ain't no way out for me. They always told me I'm the wave, like I'm way out. And see, I know some real ones turn state, ain't no way I could be. Out here living like a villain, only way up for me. Moving out the purges, I give time if it was worth it. If you coming for my fam, then you know I take it personal.